Bun găsit la o nouă ediție, un stil de viață sănătos, ediție care poartă numărul 276. Alături de noi în platou, doamna doctor Emiliana Costiug, domnia sa fiind, pe lângă faptul că este medic de familie, președinta Asociației Medicilor de Familie din județul Cluj. Sărut mine, estimată doamnă, bine ați revenit, pentru că, slavă Domnului, v-am mai avut de câteva ori în ultima perioadă. Bună seara, bine v-am găsit! Prin Zoom, alături de noi, doamna doctor Rodica Sorina Pop, tot medic, primar medicină de familie. Sărut mine, estimată! Sărut mine, estimată doamnă! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Noi vă mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi și prin noi, telespectatorilor noștri, și nu în ultimul rând îl salut pe domnul academician Nicolae Hâncu. Bună seara, bine ați revenit, domnule profesor! Și eu vă salut cu mult respect pe toată lumea, pe toți cei care ne privesc, care ne ascultă. Foarte... Mulțumesc și eu celor două colegi ale mele că... Așa-i frumos. Acum și-au găsit răgazul necesar să vină înainte de sărbători. Fără să știe că, de fapt, noi pregătim cu emisiunea de astăzi un serial de emisiuni cu, medicina de familie. Deci, pe mâna profesorului Hâncu, întotdeauna merg, pentru că știu că este bine. Și titlul generic al ediției de astăzi, un titlu generic foarte eseistic, foarte... Da. Da? Marca Nicolae Hâncu zice așa, inima în medicină. Inimile în ghilimele. Inimile, inima. Inimile... În ghilimele. Vă rog să corectați atunci pe burtieră. Eu am rămas la inima, dar dacă spune acum domnul profesor... Nu, inimele în ghilimele. Inimele în ghilimele în medicina de familie. De ce ați dat acest titlu? Păi, ca să provoc. Păi, începutul dumneavoastră. De ce ați dat, acest titlu? Să provoc și pe cei care ne ascultă. Pentru că este o campanie în momentul de față care se desfășoară în România referitor la prevenirea bolilor cardiovasculare. Da. Și ca orice acțiune preventivă din medicina preventivă în România, fără medicina primară, fără medicina de familie, nu se poate face nimic. De câte ori am vorbit? Eu recunosc acest lucru. Noi doi am avut aici N emisiuni în ultimii 10-12 ani de când facem această emisiune și recunosc și spun cu mândrie pentru ei și cu oarecum un pic de jenă față de toți cei care cred că de la înălțimea academică fac medicină preventivă, nu fac. N-au timp, au alte aspecte ale medicinii pe care le abordează și le... Da, le... Nu vorbiți de medici de familie. Nu, de la înălțimea academică, am spus. Deci alte zone. Nu este niciun medic de familie membru al Academiei Române și nici profesor universitar. Înainte erau. Și atunci am rugat-o pe doamna Emilia, veche colaboratoare care întotdeauna a răspuns rugăminții noastre de a fi împreună să dezbatem. Prietenia noastră personală s-a născut în timpul pandemiei, practic. Da. În da, pandemie s-a născut. Păi în pandemie medicii de familie. După care a fost alături de noi în momentul când am lansat frumosul proiect Forul Român de Obezitate. La seara ghidului, a fost la București, a fost prezentă în sala Parlamentului, una din sălile Parlamentului. Așa. Și acum vrem să... Reiterăm. Să reiterăm ideea colaborării sub semnul medicină primară, dar și medicină preventivă. Repet încă o dată, nu se poate face medicină preventivă în România fără medicină primară, fără aportul medicilor de familie, corect, care oricum sunt, zic eu, care nu sunt medici, supra-încărcați de sarcini. Și acum s-ar putea cele două colegi să spună, dar numai asta le mai trebuie, și medicina preventivă. Dar ele știu foarte bine că... Apropo, numai asta ne mai trebuie, scuzați-mă, asta cred că se știe deja în publicul larg telespectator, că noi doi cu domnul profesor Hâncu, de obicei așa din priviri ne înțelegem. Da. O mică paranteză, dacă îmi permiteți. Da. Și să nu-mi spuneți că asta o discutăm altă dată, pentru că încep cu actualitățile. Și aș dori, dacă avem două distinse doamne medici de familie în această emisiune, am citit, am văzut, ați citit, ați văzut și văd că e un crescendo cu această pandemie de rujeola.
poate ne spun câteva lucruri, doamnele doctor? Cred că n-am greșit cu intrarea asta bruscă. Nu, foarte bună idee. Înainte, cum se spune? Tot medicină preventivă. În afara, exact. În afara ordinii de zi. Medicină preventivă. Aprobată de către... Medicină preventivă eșuată. Că dacă nu era... Corect, așa este. Barajul antivaccinist, atunci n-ar fi fost acest. Doamnelor doctor, care este situația actuală cu această pandemie? Cu epidemia de rujeolă. Da. Epidemia, da. Doamne, ferește să ne întoarcem la pandemie. Scuzați. Epidemia de rujeolă. Mai întâi, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului profesor că s-a gândit la medicul de familie, care într-adevăr este primul specialist din sistem cu care oricare dintre noi venim în contact. Și într-adevăr ne ocupăm de inimile pacienților noștri prin această prevenție pe care o facem din perioada copilăriei, din perioada sarcinii, prin consilierea pentru alăptare, printr-o diversificare corectă, prin consilierea pentru un stil de viață sănătos, imprimat copilului mic, atât cât putem și cu echipa pe care o avem. Se pot face multe lucruri aici și putem crește generații mult mai sănătoase. Și apoi sigur că da, prin evaluarea factorilor de risc la pacienții noștri, prin conștientizarea comportamentelor greșite, iarăși reușim să evităm multe boli cardiovasculare. Deci asta este o parte a prevenției. O altă parte a prevenției este profilaxia bolilor infecțioase de care ați spus și noi, societatea, am fost mult timp protejată de boli crunte, tocmai pentru că am avut o rată de vaccinare mare. Dacă am obținut acel 95% rată de vaccinare, atunci virusul nu avea cum să se transmită. Nu erau persoane vulnerabile care să contacteze boala și să o transmită mai departe. Din păcate, din cauza curentelor antivaccinare și din cauza temerilor de reacții adverse, noi vedem ce se întâmplă în cabine. Sunt părinți care sunt vehement, categoric împotriva vaccinării, de orice fel, da? Da, alții specific față de vaccinarea antireore și acest fapt a dus la o scădere a ratei de vaccinare a copiilor la 78% la nivel național. Sigur că sunt comunități care au o rată de vaccinare și mai scăzută. Și atunci acele comunități sunt focare de rujeolă la momentul acesta. E suficient să fie un singur copil dacă găsește în jurul lui 20 de alți copii care nu sunt vaccinați, nu sunt protejați, e normal ca această boală să se transmită și să nu mai avem controlul asupra lor. Și sigur că ăsta este rolul nostru, dar nu trebuie să fim singuri în această consiliere pentru vaccinare. Aici trebuia de mult aplicată și o campanie adecvată de vaccinare. N-a fost adecvată până acum comunicarea? Doamna doctor Pop, care este situația? Dumneavoastră sunteți medic de familie, cunoașteți foarte bine și această speță, bineînțeles, pe care am început-o să o dezbatem. Care este situația în teren, hai să spunem așa? Pot să încep și eu prin mulțumiri și mă simt onorată că particip la această emisiune. Vreau să încep și prin titlul emisiunii, Inimile în medicina de familie. Nu știu dacă domnul profesor s-a gândit, dar eu simt că aici este vorba și de inima pacienților, dar și de inima noastră, celor exact, care punem exact. Activitatea de prevenție, suntem alături de ei. Aș spune că prevenția este numărul 1 în asistența primară. Încercăm să o facem. Suntem împiedicați de multe ori datorită multitudinii de alte activități pe care le avem. Și prevenția este și grea, dar și frumoasă. Este grea pentru că rezultatul nu-l vedem imediat. Este muncă multă până să schimbăm o anumită prevalență a bolii, încât să vedem efectul a muncii noastre, a educației pe care trebuie să o facem cu pacient. Și ajungând aici la educație, ajung și la subiectul vaccinarea reurei. Un lucru rău făcut printr-un forum, printr-o listă de discuții de pe internet, printr-un articol care după aceea s-a dovedit a fi un fals. Acest lucru rău s-a încetățenit la unii pacienți, la unele mămici, cum că acest vaccin ar da autism și este foarte greu să venim noi cu lucruri bune. Încercăm, pas cu pas, familie cu familie, să arătăm beneficiile vaccinării, dar un pas înapoi
nu știu, parcă trebuie 10 pași înainte ca să echivalăm acel rău făcut de un anumit articol sau de o anumită știre falsă. Cu ajutorul mass mediei, în schimb, și cu ajutorul consilierii pe care o facem la cabinet, eu cred că vom reuși să ajungem la acoperirea vaccinală. Am mai avut o epidemie de rujol acum câțiva ani și s-a stins încet, tot datorită muncii medicilor de familie, zic eu. Am reușit să vaccinăm și să creștem acoperirea vaccinală și cred că și acum vom reuși. Dar e multă muncă de lămurire a anumitor pacienți, a anumitor părinți. Am mai spus-o și o mai spun. De fiecare dată, lupta cu mentalitățile. Da. Dumneavoastră, doamna doctor, ați pomenit de un fel de comunicare care, cu hibele ei, dar așa cât de cât funcțională comunicarea, dar a subliniat și doamna doctor Pop, dar lupta cu mentalitățile, cum apare într-un cabinet de medic de familie? Ce puteți să-i spuneți mămicii, bunicii, tăticului și socrului? Am ajuns la concluzia că nu are rost să venim cu studii și cu evidențe bazate pe dovezi științifice, pentru că nu sunt atât de deschiși spre asta. Mai degrabă exemplu personal, mai degrabă consecințele. Deci de multe ori acum vaccinurile sunt cum să spun, au un dezavantaj prin faptul că au avut atâtea succese și au eradicat sau aproape am eradicat anumite boli infecțioase. Și atunci, despre asta nu se știe, se știe exact. Numai despre cealaltă parte a lucrurilor. Neavând în jur bolnavi de rujeolă, spui, dar de ce să mă vaccinez? Mai ales că s-ar putea să fie reacții adverse. Și atunci, bineînțeles că se înclină balanța spre teama de reacții, nu teama de boală. Aici este problema și aici trebuie cumva conștientizată comunitatea și familiile în general, că având un comportament preventiv și protejându-te de o boală, adică ai șansa, pe lângă că avem controlul bolii în comunitate, ai șansa să nu ai urmări, să ai o viață sănătoasă. Aici e cam pe același model cu ceea ce vorbim noi astăzi despre inimă. Este același lucru. Acceptăm mult mai ușor un pumn de medicamente. Așteptăm o rețetă care să ne modifice starea de boală, dar nu facem noi ca persoană niciun pas în îmbunătățirea stilului nostru de viață. Nu putem să avem o previziune sau un mod proactiv, un comportament preventiv. O văd asta la pacienții tineri, văd acum la generațiile de părinți tineri totuși, văd o preocupare pentru un stil de viață sănătos și nu face decât să mă bucure acest aspect. Dar asta înseamnă timp alocat pentru consiliere, înseamnă informarea și a lor, nu pot să neg asta, și înseamnă un anumit nivel de educație. Și vorba dumneavoastră medicală. Și domnul profesor a spus la un moment dat că în loc să fiți preocupate strict de pacient, de tot ce ține de treaba aceasta, mai vedem și noi, că mai mergem și noi pe la cabinete de medic de familie și când vezi săracii medici de familie plus o asistentă, hârțogării. De parcă s-ar da decrete de lege în fiecare cabinet în loc să își facă treaba medicul de familie. Ca să concluzionăm, doamnelor doctor, la capitolul rujeolă. N-am jurnalistic, nu pot altfel să vă întreb doar așa. Care ar fi cea mai mare problemă sau pseudoproblemă sau consecințe după o vaccinare de genul acesta? Cu ce povești vin unii și alții? Că ce se poate întâmpla cel mai rău? Nu negăm că pot să existe reacții adverse ca în orice tratament. Ca la orice. Și o aspirină sau un algocalmin poate să dea reacții adverse. Corect. La fel și un vaccin. Unii copii pot să facă febră, pot să aibă reacții locale, pot să fie 2-3 zile mai supărați, dar reacții majore, severe, eu cel puțin în cabinetul meu nu am văzut. Sigur că s-au raportat, dar de ordinul
unul la un milion de cazuri. Aoleu, doamna doctor Pop, la dumneavoastră cum apare? Așa este. Eu cred că sunt ani buni în care, în afară de un puseu febril care a cedat la o singură doză administrată de paracetamol și n-a mai apărut, alt efect advers nu am avut la acest reore. Și doar febra și aceea atât, calmată doar de o doză de paracetamol. Deci n-a persistat pe timpul a 24 de ore măcar. Domnule profesor. Durere locală, nu s-au plâns copiii. Copiii deja un an și 5 ani la vaccinare. Nu s-au plâns de durere locală. Nu au avut alte modificări și asta din ceea ce spuneau mămicile. Vreau să vă spun că la fiecare vaccin, eu am dat mămicilor telefonul meu personal, am observat de-a lungul activității mele, că dacă dau telefonul personal și rog să-mi trimită un mesaj despre starea copilului, vă rog să mă credeți că nu abuzează de acel telefon. Au siguranța că pot să trimit un mesaj dacă se întâmplă ceva cu copilul meu și să știți că am primit mult mai puține mesaje decât dacă n-aș fi dat telefonul. Da, vă cred, dar știu și cealaltă parte a lucrurilor, când cu un telefon personal poți să nebunești pe oricine. Știu, dar vorbesc de mămicile care oricum sunt anxioase. Da, și da, am înțeles, doamnă doctor, am înțeles. Îi dai o siguranță. Și încă ceva, noi nu ascundem, deci practic poezia mea, cum spun eu, la cabinet după o vaccinare este în următoarele două zile. Poate să apară febră, copilul poate deci să doarmă. Deci dumneavoastră atenționați. Atenționez și spun conduita în cazul în care apare febra, în cazul în care apare o reacție neobișnuită a copilului. Deci părintele este pregătit, știe la ce să se aștepte, un părinte informat acționează mult mai coerent și corect. Domnule profesor. Informat și bine intenționat. Da, da. E foarte important acest lucru. Hai să facem o acoladă. Păi nu că eu vreau să prelungesc discuția spunând o amintire din perioada imediat după absolvirea facultății, în urmă cu câteva decenii, în care lucram la boli contagioase, eram intern, lucram cu un medic infecționist colosal, Iura Șoc se numea, s-a prăpădit săracul, și la care m-a asistat la decesul unei fetițe, ca acum o văd, complicații cardiace după rujeolă. Complicații cardiace mortale după rujeolă. De acestea vă pot afecta emoțional, dragi telespectatori. Este obligația mea ca să subliniez acest lucru conform actelor normative CNA. Mergem mai departe, domnule profesor? Complicații la fetița nefiind vaccinată. Atenție! Da, nu a fost complicație după vaccin. Deci nefiind vaccinat. Da, a fost o introducere extrem de utilă. Bun, ca să încheiem, da, asta... și ca să trecem la o altă temă, am să le rog pe cele două doamne doctor, încep cu doamna doctor Pop, o concluzie la cele discutate despre această speță cu rujeola și un mesaj, cât de cât, și prin televizor, cum spune domnul profesor Hâncu. Da. Despre bolile infecțioase în general, că este rujeolă, că este poliomielită, aș spune. Am avut pacienți cu poliomielită, cu sechele de poliomielită, s-au prăpădit săraci, că aveau acum cam 90 de ani, 90 ceva de ani, și atâta vreme cât nu mai avem pacienți cu poliomielită, cât în familie nu se vede sechelaritatea unor astfel de boli infecțioase sau un deces în familie prin rujeolă, cum a menționat domnul profesor Tâncu, pacienții nu sunt speriați. Dar în concluzie, munca noastră este de a-i convinge, da, de a le arăta imagini sau de a le arăta ce înseamnă boala în sine, poate asta este mai bine să le spunem în ce constă boala și în ce constă complicațiile, astfel încât ei să decidă în spre binele copilului. O parte din pacienții care refuză sunt cei cu educație redusă, cei marginalizați de societate, dar și acolo încercăm să ajungem cu mesajul nostru. Și acolo cum puteți să ajungeți? Concret. Tot așa, acolo este o speță aparte, ei vin la cabinet, încercăm să-i convingem de necesitatea vaccinării, dar după aceea nu-i mai prindem, nu mai au telefoane mobile la care să răspundă și nu-i mai prindem decât când vine din nou cu copilul bolnav. Deci acolo ne este greu să prindem momentul în care putem să-i vaccinăm. Doamna doctor. Acolo ne străduim mai mult la comunitățile respective. Da,
Și să nu uităm, Sorina, și să spunem și de acest aspect, părinții care au refuzat vaccinarea și care au avut experiența nefericită de a trece cu copilul lor printr-o boală prevenibilă prin vaccinare, trăiesc acum adevărate drame și se învinovățesc pentru întreaga viața lor și suntem alături de ei. Pe mulți i-am recuperat acum, dar desigur complicațiile și sechelele au rămas. Și aceste cazuri nu ies în față. Este atât de mare... Exact asta spuneam și eu la un moment dat. Atât de mare vina și percepția celor părinți că e vina lor pentru ceea ce li s-a întâmplat copilului, încât nu pot să iasă în față pentru asta. Am să rog pe colegi să afișeze și numărul de telefon. Nu pe el ca persoană, dar specia ca atare. 420135 cu tarif normal, scuzați-mă, domnule profesor, am să rog să afișeze colegii mei. Poate sunt telespectatori interesați și de partea aceasta a discuției și de următoarea parte. Scuzați-mă. Deci până acum am vorbit despre inimile medicilor de familie. Da. Acum exact. Hai să vorbim despre medicilor, celor care vin la medici de familie, pentru că nu sunt foarte rigid, câteodată da, dar acum chiar nu sunt, în sensul că mi-a plăcut foarte mult ideea pe care a avut-o de a discuta despre rujoră. E o temă mult prea fierbinte, și mult prea legată de medicina preventivă, care ar trebui să fie punctul forte al medicinii primare. Nu vă ascund, sursele mele astăzi mi-au comunicat că, nu știu dacă la nivel de județ, dar la nivel de municipiu Cluj-Napoca, în zilele acestea sunt invitați, ca să nu folosesc un alt termen, invitați medicii de familie la Direcția de Sănătate Publică Cluj, da, pentru a evalua, pentru a intra într-un ritm anti-rujeolă, hai să-i spun și eu așa mai filozofic. Păi, să spun acum, atunci, se va întâmpla zilele acestea. Emilia, te rog, spune despre ce e vorba atunci. Deci, miercuri ne vom întâlni cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Cluj pentru o întâlnire de lucru, de fapt, să vedem cum facem cu stocurile de vaccin pe care le avem, cum recuperăm copiii care n-au fost vaccinați, ce soluții. Aveți deja vaccinul în sine? Da, pe stoc? Avem vaccinul. În mod normal, vaccinarea reore începe la vârsta de un an, pentru că până acolo copilul s-ar mai da, putea să aibă... Spune-te, rog, reore ce înseamnă? Reore, rujeolă, oreon, rubeolă. Este ceva complex, da? Da. Este trivaccinul, rujeolă, rubeolă și oreon. Rujeola este actorul principal zilele acestea. Cea mai păcătoasă, da. Dar rubeola este foarte importantă, mai ales rubeola congenitală. Deci mamele care rămân însărcinate, femeile care rămân însărcinate, își fac acest titlu de anticorp antirubeolă, tocmai pentru a depista din timp o eventuală rubeolă care ar putea să dea naștere unui copil cu malformații și cu rubeola congenitală. Deci e vorba de acest vaccin rujeolă-rubeolă-oreion. El se administrează la vârsta de un an, nu înainte, pentru că până atunci copilul s-ar mai putea să aibă restanțe, rămășițe de anticorp de la mamă, dacă mama a trecut prin boală sau a fost vaccinată. Și atunci, după vârsta de un an, la vârsta de un an se face acest vaccin. Acum, în epidemie, se coboară vârsta de vaccinare de la 9 luni, chiar dacă această doză de vaccin între 9 și 12 luni nu este pe termen lung, nu acoperă pe termen lung, măcar să protejeze acești micuți în perioada asta vulnerabilă de rujeolă. Doamna doctor Pop, care este procedura? Vreau să vă întreb cu acest trivaccin despre care ne-a vorbit doamna doctor. Este gratuit sau ce trebuie să știe? Vaccinul este gratuit, există în DSP, avem doze suficiente. Este planul de vaccinare național care cuprinde cele două doze, cum a zis Emiliana, la vârsta de un an și la vârsta de 5 ani, pentru consolidarea titlului de anticorp. Dar pentru ca să prevenim sau să protejăm și micuții, va apărea acum, începând de luna aceasta, această doză suplimentară, considerată doza zero, deci suplimentar față de vaccinarea de bază, care se face la copilașii sugari între 9 și 12 luni. Deci înseamnă că vor avea o doză zero la 9, la 10, la 11 luni, după cum îi planificăm la vaccinare, și
vor intra la dozele normale de vaccinare conform planului la un an și respectiv la 5 ani. Acest sistem de protejare a copiilor l-am mai avut acum câțiva ani, tot așa când s-a declarat epidemie de varicel, de rujeolă, care nu mi-amintesc exact dacă a ținut cam un an jumătate. Da, în 2016. N-a fost concomitent cu epidemia de rujeolă din Italia, mi se pare. Ba da, 2016-2018. Atunci a fost. Chiar în momentul în care se ajunge la un titlu acceptabil la nivel populațional, se scoate doza suplimentară și vom rămâne din nou pe planul național de vaccinare cu două doze. Acum este controlabilă situația? Păi nu e controlabilă din acum moment ce... Acum nu este controlabilă. Ministrul a declarat epidemia națională. Da. Epidemia, am înțeles. Da. Spuneți, domn profesor, ca să încheiem capitolul acesta al discuției, ca să mergem mai departe. Eu te felicit că ai abordat tema aceasta. Extrem de utilă. Păi nu, dar mi se pare de actualitate zero. Și deci, dacă doriți, putem să o și continuăm, pentru că despre factorii de risc am mai vorbit și mai putem vorbi. Ce a apărut acum nou, eu am rămas uimit că se declară epidemie națională de rujeolă. Ce implică declararea? Pentru că Asta e ceva foarte important, colegii mei să răspundă. Noi știți cum suntem, doamnelor doctor, le luăm așa, le mărunțim, ca să înțeleagă, să înțelegem și noi, jurnaliștii, dar în primul rând să înțeleagă publicul telespectator. E bine ai zis acum, să înțeleagă jurnaliștii în primul rând, că dacă nu înțeleg nu jurnaliștii, așa apar... Nu la dumneavoastră mă refeream, bineînțeles. Deci, întrebarea mea ar fi, ca să se ajungă la o epidemie, ce implică de fapt? Care sunt pașii care duc la declararea unei epidemii? Numărul de cazuri apărute într-un interval de timp. Ceea ce s-a întâmplat s-a îndeplinit și atunci și atunci automat epidemia. Obligatoriu trebuie declarat. Da, pentru că sunt deci nu se mai poate aștepta? Se mai... Nu, pentru că sunt multe cazuri care la rândul lor pot răspândi... Au potențial de extindere. Foarte mare. Potențial foarte mare. Și atunci e foarte important să controlăm focarele, să ducem acea luptă în focar, spunem noi. Adică trebuie depistate cât de repede noi suntem avertizați ca specialiști acum că există rujeolă, că altfel, dacă eu consult un copil cu febră și cu eventuală erupție, nu mă gândesc neapărat la rujeolă. Sunt boli pe care le-am învățat în facultate și de care am și uitat. Și o să revin la difterie apropo de asta. Dar avertizându-ne că există cazuri de rujeolă, suntem deci și noi mai atenți. Alte poziții deja. Exact, ca să depistăm din timp, să depistăm precoce și să încercăm să blocăm transmiterea spre alte categorii populaționale, pe de o parte. Și pe de altă parte, să încercăm să vaccinăm copiii ca să-și creeze o oarecare protecție și să nu contacteze virusul. Vreau să interveniți, doamna doctor Pop, că v-am văzut așa. Nu. Răspunsul este foarte bun. Mulțumesc, Emilian. Deci, cred că pentru prima dată în TVR Cluj, când se pronunță cuvântul difterie, hai să continuăm pe ideea asta. Da, difterie. Trei cazuri depistate după 70-80 de ani. Da. 70. Nu în Cluj. Nu în Cluj, în București. Da, atunci hai, spune-ne, te rog. Da, vă spun și de asta. Dar eu cred că acestea nu ar trebui să fie ținute la secret. Dar nu sunt. Dar nu sunt ținute, ca dovadă că știm. Da. Deci, la fel, difteria este o boală contagioasă, foarte contagioasă și cu complicații foarte mari, cu risc de sufocare, de insuficiență respiratorie. În general, se produce acea amigdalită și depozite foarte mari care blochează pur și simplu căile respiratorii. Aoleu. Este o toxină difterică eliberată de acest bacilul difteric. Și până în acest moment, noi am ținut din 89. În 89, cred că am avut ultimul caz de difterie. Denotat că în Ucraina sunt cazuri de difterie. Denotat că migrația populațională... Tot mai mare și mai mare. Este. Și denotat că sunt părinți care refuză vaccinarea copiilor cu acest vaccin DTP, difterie tetanos tuse convulsivă. Și atunci, și aici a scăzut foarte mult protecția populației față de difterie. Și vedeți că deja încep să apară cazuri. Dacă au apărut două, trei cazuri, nu e nicio problemă. Trei cazuri la București. Oamenii străzi.
trei oameni ai străzi. Și aș completa cu faptul că acum un an sau doi ani au fost vreo două cazuri în Spania, tot la cetățeni români. Da, n-am știut asta. Da, și era au și... fost făcute publice. Da. Și s-ar putea deja... Nu se declară epidemie. Nu, nu că... epidemie, vorbeam de vaccinare antidifterie. Da. Se poate deja, deci dacă cineva își dorește, poate să-și... Da, deci noi suntem vaccinați și avem titlu adecvat pentru difterie din perioada noastră de sugar. Deci problema este doar persoanele care refuză vaccinarea copiilor. Care n-au avut deloc. Da, asta pentru copii și în plus țările civilizate repetă această vaccinare DTP la câți la 10 ani. La 10 ani se repetă. Da. Deci ultima vaccinare noi o facem la vârsta de 14 ani. Da. După care nu se mai face? Și după care nu se mai face. Se mai face la perioada de la gravide. La gravide, da. Se face în ultimul trimestru de sarcină, tocmai pentru protejarea micuțului care urmează să vină. Asta dacă gravida acceptă, că și aici e aceeași problemă cu acceptarea vaccinării. Bun, deci ar trebui să avem un comportament preventiv și din punctul ăsta de vedere. Ar trebui să ne gândim la sănătatea noastră și la protecția noastră vis-a-vis de unele boli care pot să fie prevenite prin vaccinare. Și vis-a-vis de comunități în care... De comunitate, bineînțeles, și de viitorul copiilor, nepoților, la ei să ne gândim. Toate generațiile sunt afectate. Spuneți că mai aveți ceva în torbă, domnule profesor. Nu, asta am vrut să spun. Numai cu difteria? Aceste două lucruri care au apărut așa peste noapte, chiar după ce hotărâsem noi că titlul acestei emisiuni să fie legat de factorul de risc cardiovascular cu focusarea hipertensiunii arteriale, a hipercolesterolemiilor, a colesterolului, obezității, care acum trecem în emisiunea noastră care vizează factorii de risc cardiovascular, inimile celor care merg la alți inimoși care sunt medici de familie și care au nevoie de mai multă protecție înainte de a fi bolnavi. Cum zicea un prieten de-al meu, în momentul în care apare ceva din persoană care are o afecțiune, devine bolnav cu afecțiunea respectivă. Până atunci este doar persoană cu diabet, de exemplu. Nu am mai discutat. Persoană cu diabet, da, știu că... Dar în momentul când apar complicații, chiar spunem pe numere complicațiilor și așa mai departe. Dar despre ce este vorba? În cadrul revigorării și repoziționării medicinii primare, acolo unde ar trebui să fie locul, sigur, fără îndoială, este medicina preventivă. Dar medicina preventivă nu doar a bolilor infecțioase, nu cu acest obiectiv, ci și a bolilor cronice, în care... Pe prim plan sunt situații boli cronice netransmisibile, boli cardiovasculare, respiratorii, cancerul, diabet, diabet cu obezitate împreună și în urmă cu un an și jumătate, din vara trecută a apărut și sănătatea mentală. Deci, cinci categorii de afecțiuni care sunt răspunzătoare de 71% din mortalitatea de pe planetă. Sigur, sănătatea mentală nu răspunde de nu este implicată în mortalitate, dar în afectarea calității vieții, care este profund, profund modificată, are și ea o importanță deosebită. Și mă gândeam că seara aceasta să discutăm și vom prelungi și în anul care urmează despre factorii de risc cardiovascular care vă aparțin. Aproape că vă definesc. Cei pe care i-am spus, hipertensiunea, colesterolul, obezitatea, diabetul lăsăm la o parte pentru că el aparține Programului Național de Diabet și îl vom discuta cu altă ocazie. Dar persoane care se tratează de ast bronșic, de exemplu, monitorizarea este fără îndoială a voastră, a medicilor de familie. Și am ales din multiple teme care ne frământă marile greșeli care se fac și care ajung și la mine, nu doar la alți colegi de-ai mei, și anume depistarea precoce, adică la adolescenții tineri să depistezi și hipertensiunea arterială, și hipercolesterolemia, și obezitatea. De ce? Pentru că datele științifice care există în momentul de față și care
înseamnă medicină bazată pe evidențe. Evidențele provin din studii de înaltă performanță epidemiologică și participarea sau datele obținute din celebra bancă de date din Anglia, din UK, cu aplicarea unei metodologii care se numește randomizarea mendeliană, care rezolvă problema cauzalității. Se spune că factorul cutare nu este asociat cu o boală, este cauza bolii respective. Mm-hmm. Și atunci altfel o abordezi. Altfel abordezi. Da. De exemplu, s-a dovedit acum recent că persoanele depresive, într-un anumit, pe un anumit teren genetic, ele provoacă diabet zahărat. Depresia provoacă diabet zahărat pe un anumit fond genetic. Până acum se spunea că influența este reciprocă. Persoanele cu diabet fac depresie, depresia agravează diabet. Nu, vine acest studiu american cu o metodă imbatabilă. Nimeni nu mai are nimic de zis când ai acces la această metodologie care îți furnizează aceste lucruri. Domnule profesor, întrebare pentru doamnele doctor. Întrebarea este așa, în ce măsură medicina de primară din Cluj, cea urbană, aveți posibilitatea să depistați cei trei factori majori, hipertensiunea, obezitatea și dislipidemiile, că nu doar de colesterol este vorba, la tinerii între 18 și 20 de ani. Tot mai mult se focusează această categorie. Americanii merg și mai în spate și zic chiar 12-20 de ani. Adolescenții tineri. Ei reprezintă un grup populațional la care aceste boli apar tot mai frecvent și consecința este faptul că la vârsta maturității ei fac deja complicațiile acestor boli, complicațiile hipertensiunii, hipertensiune plus obezitate plus hipercolesterolemie sunt boli cardiace severe. Da. Însuțite chiar de creșterea mortalității. Da. Și atunci, în ce măsură puteți să depistați aceste lucruri la tineri? Și să monitorizați după aceea. Da, și din păcate sunt tot mai mulți copii supraponderali și obezi. Pe pinierea viitorilor adulți cu patologia cardiovasculară de care aminteați. Noi avem acum, conform noului contract cadru, avem posibilitatea să facem intervenții preventive la toate categoriile de vârstă, bineînțeles personalizate în funcție de vârstă, și la copii obezi și la copii cu antecedente de hipercolesterolemie și bineînțeles la adulții tineri, evaluarea factorilor de risc care sunt modificabili și care înseamnă unii nemodificabili, cum sunt antecedentele eredocolaterare, dacă au părinți sau rude de grad 1 în familie cu diabet sau cu boală cardiovasculară majoră sau dacă au un comportament care poate să predispună la o afectare cardiovasculară, cum este fumatul, cum este sedentarismul, cum este obezitatea sau supraponderea, apoi colesterolul, la fel. Deci avem Euroscorul acela și chiar și Sorin a participat, am făcut parte dintr-un proiect de depistare a factorilor de risc cardiovascular, se numea Totul pentru inima ta, deci la fel de sugestiv. Și am avut surpriza să depistăm foarte mulți pacienți cu dislipidemie, cu valori tensionale crescute. Bun. Și dacă i-aș depista, ce ați făcut cu ei mai departe? Păi le-am recomandat schema de tratament sau i-am trimis mai departe pentru evaluare. Deci nu ne-am oprit aici. Normal, altfel, dacă nu preluăm acest bolnav, bun, dacă nu-i facem recomandările de schimbare a stilului de viață, dacă nu modificăm ceva în riscurile acelea, atunci degeaba am evaluat. Evident, riscurile. Asta este ideea. Deci au rămas în observație. Exact. Și chiar am văzut că au apreciat foarte mult acest proiect. Și aici este rolul nostru foarte important. Mi-aș dori să am o echipă mai mare și să fac mai multă prevenție. Pentru că, sigur, rezultatele nu se văd imediat. Și asta e foarte adevărat. Asta e avatarul medicinii preventive. Dar la dumneavoastră, cum a apărut acest proiect? Cum v-ați implicat în... Păi, a fost chiar implicată. Da. Păi asta și vreau să știu. Din exact. Știu, nu, doamna... Acest proiect a fost pe inima mea, ca să spun așa. Rămânem la inimă. La inimă. De ce? Pentru că, într-adevăr, cum a zis Emiliana, pacienții au primit foarte bine aceste evaluări. Iar pentru mine a fost o muncă de a mă învăța cum să fac niște consultații preventive în amănunțime.
Surpriza mea a fost deosebită în ceea ce privește stilul de viață. Pacienți care se credeau absolut sănătoși au avut dislipidemie severă, au avut valori ale hipertensiunii normal înalte, care deja presupunea intrarea în categoria de pacient cronic și evaluare în continuare, dar referitor la regimul alimentar. De exemplu, noi, în Ardeal, nu mâncăm deloc pește. Deci a fost o surpriză pentru mine, toți îmi râdeau în nas când îi întrebam dacă mănâncă de două ori pe săptămână pește. Da. Nu vorbesc de regimul cu foarte mult zahăr, cu carne fără legume. Da, Sorina, da, de sare, ce părere ai? Da, sare foarte multă, dar știți ce? Ei zic nu mănânc sărat, dar dacă îi întrebai dacă mănânci ceva la saramură sau telemeaua, îți place? Da, sigur că da. Deci, și murăturile. Nu, și murăturile, varza murată. Păi o cană de moare de băută în seara asta, a doua zi este cu un puseu hipertensiv. Și nu identifică cauza ei, decât dacă noi încercăm să-l întrebăm și știm obiceiurile lui proaste. Hai să mergem mai departe cu ideea asta. Bea o cană de moare, apare moare, acum a apărut deja. El este sub tratament cu unul sau două medicamente pentru tensiune. A doua zi, sau dacă bea moare dimineața, seara deja tensiunea e crescută peste limite pe care zic, el se sperie și își crește doza de medicament. A doua zi amețește. De ce? Pentru că dispare efectul serii. Da, da. Și da. Rămâne efectul medicamentului. El și vede efectul sănătos al și apei de bază. Efectul acesta foarte nociv al sării, care chiar poate fi palpat în ghilimele, mai nociv și mai palpabil decât efectul nociv al zaharurilor simple, este una din sarcinile noastre ale tuturor în fața unei persoane care are hipertensiune arterială. Neapărat trebuie să subliniem acest lucru. Eu vreau, ai văzut prin ochelarii noștri, ai văzut că aveam pregătită o argumentație. De ce este nevoie să depistăm la această vârstă? Nefirească altădată, dar e tânăr. Ce problemă are el cu tensiunea, cu colesterolul? Cel puțin acum 20-30 de ani, această vârstă tânără era considerată o vârstă protejată, aflată sub protecție. Trebuie să facem acest lucru, pentru că tot studiile au arătat că în momentul în care ținem cont de un adevăr extrem de important, și anume luăm colesterolul, foarte nociv pentru inimă și circulație în general, este valoarea înaltă a colesterolului, colesterolul cel rău vorbesc, care se apropie de 190, peste 200, este chiar urgență de tratament, dar și de când el are crescut. Cu alte cuvinte, adică avem perioada. Ani cu colesterol și colesterolul anilor. Cât de mare? La obezitate, la fel. De când ești? E prima întrebare. De când a început să apară plusul de greutate? Păi, aproape dintotdeauna am fost așa. Este factorul genetic. Chiar dacă nu avem testele genetice să-l vedem. Venim cu a doua întrebare. Dar are cineva hipertensiune în familie? Și da, sigur. Mama, tata. Și cu plusul de greutate? Și da, sunt. Dar acum ce e adevărat că numai mai spre vârsta asta mai înaintat un pic. Iată că avem deja doi factori. Dar cu fumatul cum stați? Exact. Păi cu fumatul și el. Că de la fumat a pornit această idee. Nu contează câte țigări fumezi, sau contează câte țigări fumezi, dar de când fumezi. Cu alte cuvinte, numărul anilor și amplitudinea sau magnitudinea numerică a factorului respectiv. Și atunci, dacă noi știm că la vârsta de 18-19-20 de ani există aceste anomalii, înseamnă că ele au și fost înainte, mai ales dacă știm că în familie le are. O să vină negativiștii să spună, bă, dar ne trebuie teste genetice. Bine, nu avem testele genetice în momentul de față. Și testele genetice nici nu aduc prea mult avantaj în diagnostic și mai ales în prognostic, decât ar aduce faptul că ne costă 2-3 întrebări. Da. Pe noi, păi cei trei medici care sunt aici, asta și legat de cât timp este factorul asta și respectiv. Faceți la cabinet, domnilor doctor, nu?
au regularitatea cu care facem aceste controale de bilanț, aceste controale anuale și întocmirea acestei riscograme la pacientul aparent sănătos. Și probabil de-a lungul anilor vom avea o evidență clară a anilor de când n-am reușit să-i scădem greutatea sau de când a început să crească în greutate. Eu văd un lucru, aș vrea să spun aici. Mămicile când au primul, al doilea copil și încep diversificarea, mi se par deosebit de atente la ce anume îi dau copilului. Și o perioadă își mențin acest... Da. Acolo trebuie să intervenim. Acest lucru. Da. Și undeva eu văd un hiatus în care copilul începe să ia în greutate, nu mai face sport. Deci cred că acea fereastră va trebui să o... să o accesăm noi mai des, ca să nu aibă o perioadă în care dintr-un copil care începe să crească, să dezvolte normal, ajunge obezul sau pacientul cu riscuri crescute de boală cardiovasculară. Unde trebuie să aveți grijă? Acolo, deci la rădăcina răului și la conștientizarea problemei și a părinților față de sănătatea copilului și a pacientului. Foarte greu acceptă că este bolnav pentru că boala asta, nici obezitatea, nici tensiunea, nu dor, nici diabetul. Boala asta nu doare, nu e ca o durere de parșivă cap. Boală. E foarte parșivă și acționează lent. Chiar vorbeam cu un instalator și zic, păi doamna doctor, întotdeauna am avut tensiunea mare. Bine, bine, dar știți foarte bine ca instalator ce înseamnă o presiune mare într-o instalație. Până la urmă pușcă undeva. Foarte plastic, foarte deci, bine. A fost singura, mă rog. Și l-ați convins? Păi, măcar l-am pus pe gânduri. O să vedem la următoarea vizită. Da. Mergem mai departe. Mai avem vreo 8 minute. Deci, ideea era ca în medicina de familie să existe un interes crescut pentru depistarea măcar acestor factori de risc, hai să zicem, tradiționali, pentru că fără de altfel sunt și alții pe care pe parcursul anului viitor o să-i dezbatem, pentru că v-am spus, am un plan să extindem această discuție a medicinii preventive fără, sau cerându-mi scuze de pe acum, că nu doresc să fiți încărcați cu aceste lucruri, dar eu îmi dau seama că deja ajutăm prin aceste emisiuni medicina de familie decât să-i încurcăm. O deschidere spre prevenție, într-adevăr. Nu? Așa. Da. Dar o aveau, ei acum aveau deschiderea. Nu, a pacienților, a populației. Se apropie din nou o perioadă destul de lungă cu sărbători, cu sarmale, cu sare. Da. Cu sarea din apa minerală. M-am uitat la dumneavoastră când vorbeați de sare și mi-aduc aminte, domnule profesor, și asta nu. Sunt niște chestii pe care nu le uit. De la cursurile pe care le-am avut cu profesorul Hâncu. Cursurile în ghilimele. Da, da, da. Când m-am legat eu de o... Inclusiv de apa minerală. Nu, da, da. Alcalină, bineînțeles. Nu. S-a dus și aminte cum a fost discuția. Da, 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 da. Cea cu bulbucei. Da, da, da. Acolo. Că și acolo se regăsește sarea pe care nu o punem la socoteană. Nu o punem la socoteană, nici nu trebuie să o punem cu toată responsabilitatea. Nu sarea aceea este de vină din apa minerală plată sau gazoasă pe care o avem. Nu aceea contează. Ce facem? Cum ne pregătim, doamnelor doctor, la ce să... Inerentă... De Crăciun acum punem sare pe masă. Nu, că totul e sărat. Totul e sărat din capul locului. Mă întrebați ca medic sau ca gospodin? Nu, nu. Să știu cum să... Și. Da. Să știți că și noi suntem oameni. Să știți că și noi avem... poate conștientizăm mai ușor riscurile mai altfel, pe care da, le avem înțeles. Și poate că intervenim altfel și poate că de multe ori exemplu personal îi ajută și pe pacienții noștri. Pentru că eu de multe ori spun la cabinet negociem. Degeaba îi spun să nu, trebuie să îi găsesc soluții și trebuie să îi arăt și eventualele consecințe care pot să apară. E foarte greu să-ți menții un stil de viață sănătos. Eu așa văd lucrurile, mai ales în societatea noastră, în care suntem foarte aglomerați, în care suntem foarte stresați, în care suntem deprimați. Apropo, noi facem și screening-ul depresiei. Screening-ul depresiei? Da, 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 da. Sunt două întrebări adresate, un minim screening, și după care, dacă e cazul, putem să dezvoltăm. Și vă dați seama, după două întrebări și două răspunsuri, da, în prima fază, screening, da. Screening, da, nu-i diagnostic. Da, nu-i diagnostic. O atenționare. Exact, o atenționare. Și avem multe probleme și aici.
Deci de asta vă spun. Avem mult de muncă și putem să facem multe și asta vreau să vă mai spun doar. Și hârțogăria vă încurcă. Știu. Deschiderea spre prevenție, spre un comportament preventiv, pentru că degeaba a venit și îmi spuneți, mă doare capul, dați-mi un bilet de trimitere. Asta mă deranjează cel mai mult. Am zis, hai să vedem, dacă nu ai, avea o tensiune de 200 cu 110, dar dorea un CT pentru o durere de cap. Și voia un bilet de trimitere. Așa a citit. La CT. De trimitere la CT sau la neurologie ca să-și facă CT-ul gratuit, că el e asigurat. Da. Am zis, uite... Și vrea să se folosească de asigurare, bineînțeles, da, ca tot omul. Asta zic, depistarea și înțelegerea prevenției ca atare și a depistării precoce. Doamna doctor Pop, spuneți-mi, vă rog, un pacient, că la un moment dat am înțeles că sunt lunar, sau la câte luni se fac? Periodic, sunt periodic sau anual. Controlele preventive se fac anual pentru pacient. Nu beneficiază toți pacienții pentru că fie nu vin, fie nu avem noi timpul să-i chemăm. Și aici va fi menirea noastră, începând cu acest contract cadru, să aducem cât mai mulți pacienți aparent sănătoși la cabinet, tocmai pentru depistarea acestor factori de risc și pentru includerea lor într-un tratament, dar în principiu se fac anual. Ar trebui să se facă anual. Spuneați că să-i aducem la cabinet pe pacienți, adică cum să-i aduce? Adică din cel mai mult prevenția, și mi-asum ce spun, este vorba de cabinetul meu, o fac oarecum oportunist. În momentul în care îl prind pe pacient pentru că vine după o adeverință medicală și n-a fost de mult la cabinet, aha, că vine pentru un aviz pentru copil, îl iau și îi fac un examen din acesta de bilanț, un examen clinic și găsesc factori de risc și continui. Cu alte cuvinte, iartă-mă, îți dau adeverința, dar trebuie să faci și analizele. Da, un mic șantaj. Dar aș vrea să te consult că n-ai fost de mult, hai să vedem. Da, da. Două minute mai bun. Doamnelor, mi-ar place profesor. Ca acest consult să fie activ, adică să iau pacienții născuți în februarie și măcar jumătate din ei să-i aduc prin telefon să-i mobilizez la cabinet. Aha, foarte bine. Două minuțele mai avem, să știți. Da, asta îmi doresc și eu, să avem mai mult timp de prevenție și să înțeleagă populația că e foarte important pentru anii noștri mulți care urmează, pentru calitatea vieții noastre să avem un comportament preventiv. Și da, poate casa de asigurări ar trebui să scoată odată acel contract asigurator în care să specifice că odată pe an asiguratul are obligația să-și evalueze starea de sănătate. Nu este trecut nicăieri? Probabil că o fi trecut prin vreun sertar, nu știu dacă dumneavoastră știți, domnul. Nu știu. Da, și la dumneavoastră tot așa, vorbesc de colegii dumneavoastră care lucrează pe domeniul dumneavoastră, se facă controle din acestea anuale sau? Dar cum să o iei? Medicina de familie? Numai medicina de familie face prevenție. Bine, doamnelor, atunci eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Și vă mai așteptăm, așa cum a spus și domnul profesor Hâncu, și cu alte ocazii, să vedem ce ordine de zi primim de la domnul profesor. Dacă mai ai 10 secunde, aș vrea eu să transmit profundul meu respect, marea mea admirație pentru toți medicii de familie cu care am colaborat și cu care... Subscriu. Și să le urez tuturor la mulți ani, dar nu doar ani mulți, să fie și mulți, mult bine în anii care urmează. Ce frumos. Și fără, știți că fără voi medicina românească n-ar funcționa deloc. Doamna doctor Pop, mai aveți cuvinte după domnul profesor Hâncu? După această încheiere? Nu, îi mulțumim și noi pentru invitație. A fost o încheiere care m-a lăsat fără cuvinte. Doamna doctor Costiuc? Mi-a lovit inima. Mulțumim foarte mult. Vedeți, domnule profesor, unde dai și unde crapă. Da. Mulțumesc foarte mult încă o dată, doamnelor, pentru participare. Domnule profesor, noi mai avem treabă. Da, asta a fost penultima emisiune din acest an. Nu știu, eu încă n-am făcut socoteala, dumneavoastră le faceți repede. Oameni buni, ați auzit, ați văzut, v-ați notat unii și alții câte ceva din cele auzite de la cele două doamne doctori și, bineînțeles, concluziile domnului profesor Hâncu. Cam atât pentru astăzi, grijă mare. Treceți pe la medicul de familie, nu așteptați să vă tragă de mânecă. Cam atât pentru astăzi. Sănătate, sănătate și iarăși sănătate. Toate cele bune, rămâneți pe canalele televiziunii publice. La revedere!